Constanța se pregătesc pentru sosirea pe litoral începând de săptămâna viitoare a celor aproximativ 80.000 de turiști, numai că evitarea întrebărilor care fac o comparație cu situația din 2023 nu este încurajatoare pentru credibilitatea unui proiect ce se anunță a fi chiar model pentru alte inspectorate din țară. Câte patrule de poliție sunt în acest moment la nivelul județului Constanța, mai ales în stațiuni, în comparație cu anul trecut? În această perioadă avem ca și dispozitiv curent un număr de aproximativ 300 de polițiști zilnic, cu un număr de 160 de autospeciale. Discutăm de dispozitivul curent. Sigur că vom suplimenta aceste efective cu un număr de cel puțin 150 de polițiști zilnic pentru această perioadă. Este imposibil să asiguri operativ o stațiune în condițiile în care ai o singură patrulă pe noapte sau la schimbul 2, una sau două patrule la schimbul 2, este imposibil de asigurat operativ. Probabil că vom avea din nou fel și fel de evenimente pe litoral. Sunt anumite stațiuni unde se consumă frecvent droguri. Am văzut asta de vara trecută, le știm cu toții. Nu s-au luat măsuri nici pe ce înseamnă traficul ăsta de droguri, pe ce înseamnă încadrarea pe funcțiile de combatere. Personalul tot nu este suficient, deși în vara trecută ministrul Cătălin Predoi a anunțat că lucrurile se vor schimba la IPJ Constanța. La momentul la care vorbim, în Constanța, bătălia cu criminalitatea a fost pierdută în ultimii 50 ani. Voi lua măsurile care urmează. Reorganizarea de sus și până jos a IJP Constanța. Întreaga structură organizatorică va fi regândită și adaptată amplorii fenomenului infracțional specific acestui județ. În martie, din cele 314 posturi scoase la concurs de IPJ Constanța, cele mai multe pentru ordine publică au fost ocupate doar jumătate. Mai avem în acest moment 700 de locuri neacoperite. Tinerii și constanțenii nu sunt atrași de această meserie. Au fost scoase 300 de locuri și cred că se ocupă undeva la un sfert. În privința aparatelor drug test, șeful de la IPJ Constanța spune că a primit 30, care se adaugă altor 15 aflate deja în dotarea poliției constanțene, dar 5 dintre aceste aparate sunt însă deja defecte. Primii turiști ajung pe litoral în acest sfârșit de săptămână, când se vor desfășura două festivaluri de muzică în Costinești.